Mulțumim lui Dumnezeu pentru noaptea de odihnă, pentru această zi frumoasă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem sănătoși, că suntem în viață, pentru că avem în suflet dorința de părtășie. Am bucuria să fiu din nou cu dumneavoastră. Îmi exprim din nou recunoștința față de fratele păstor, față de conducerea bisericii, pentru că m-am invitat să fiu cu dumneavoastră zilele astea, adică aseară și astăzi. Este o onoare pentru mine. Am vorbit aseară câte ceva despre calitatea noastră de părinți. Părinți în prezent sau părinți în viitor. Și astăzi o să rămânem în contextul familiei, dar o să vorbim despre soți, soț, soție. Subiectul acesta este extrem de complex, de vast. De asemenea, el este unul practic, pentru că vorbim despre viața noastră de familie din perspectiva Bibliei, din perspectiva lui Dumnezeu. Spuneam și aseară și repet și astăzi. Accentul la o astfel de conferință nu cade pe surpriza informațiilor, ci pe responsabilitatea pe care ți-o asumi să faci din propria ta viață de familie o viață cu mai multă calitate. Oricât de bun ai fi ca soț sau soție, noi avem defecte, slăbiciuni și dorința de a-ți îmbunătăți calitatea de soț sau de soție rămâne o provocare permanentă. Unii dintre noi avem mai mulți ani de căsătorie, avem mai multă experiență, dar asta nu ne face neapărat soți sau soții mai bune sau mai buni. Ne face doar oameni mai experimentați, care am trecut prin multe, am văzut multe. Provocarea de a te schimba este o provocare care vine de la Dumnezeu, pe care omul și-o asumă în contextul manifestării responsabilității. Și astăzi aș vrea să vorbesc despre responsabilități și riscuri în familie. Este un titlu generic, socotind faptul că întotdeauna asumarea responsabilităților este o dovadă de maturitate. Fericirea în familie depinde de măsura în care noi ne asumăm responsabilitățile. Imaginați-vă că vă angajați la o companie, nu are nicio importanță ce fel de companie, și primul lucru pe care trebuie să-l știți este ce responsabilități aveți acolo. Dacă vă angajați la McDonald's, faceți parte dintr-un lanț de activitate și trebuie neapărat să înțelegeți care este rolul în compania aceea, ce trebuie să faci. Dacă nu știi ce trebuie să faci, nu ai cum să faci ce trebuie. Primul lucru este să știi ce trebuie să faci, care sunt responsabilitățile. Ei bine, în familie noi avem responsabilități. Nu întotdeauna este ușor să le înțelegem, asociindu-le cu cele ale partenerului. Probabil că de obicei există un an sau doi de lucru la treaba asta, alții probabil că nu termină lucrul ăsta nici peste 10-20 de ani, dar în general asumarea responsabilităților maritale conduce la fericire, la liniște, la confort sufletesc. Neasumarea acestor responsabilități conduce la riscuri. Una dintre cele mai evidente responsabilități ale soțului este să-și iubească soția. Neasumarea iubirii soției îl expune la poftă și la imaturitate. De asemenea, una dintre cele mai evidente responsabilități ale soției este să-și respecte bărbatul. Cornilescu spune să își iubească, să fie supusă soțului. În momentul în care soția nu-și asumă responsabilitatea de a fi supusă soțului, ea intră în competiție cu el, se detașează emoțional de el și sigur că toate lucrurile acestea degenerează pe timp ce trece. Atunci când vorbim despre responsabilitatea soților, vorbim despre iubire și despre maturizare. Atunci când vorbim despre riscurile soților, vorbim despre imaturitate și despre poftă.
Un bărbat are foarte multe responsabilități în familie. Eu am să vorbesc despre responsabilitatea de a-și iubi soția și despre responsabilitatea de a se maturiza. O să spun în câteva cuvinte câte ceva despre maturizare înainte de a intra în subiectul ăsta. După cum probabil știți, fetele se maturizează foarte timpuriu. De pildă, o fetiță de 7-8 ani îi se poate încredința foarte multe lucruri în casă. Ea poate să îngrijească chiar de un copil. Sunt culturi unde fetele la 12 ani se căsătoresc. Am fost în Mozambic pentru câteva proiecte ale bisericii și acolo am cunoscut cultura acestui popor. Când fetele împlinesc 12 ani, ele sunt vândute unor bărbați care au bani, aproximativ 50 de dolari, și ele devin una dintre soțiile pe care le are un bărbat acolo, că se practică poligamia. Iar soția care e mai în vârstă este scoasă afară din casă și foarte probabil că ea devine prostituată. Și asta se întâmplă la 12 ani. Din punct de vedere endocrin, hormonal, o fată la 12 ani, sau aproximativ la 12 ani, sau după vârsta de 12 ani, poate să nască, poate să fie mamă. De aceea Dumnezeu le-a echipat pe ele să se maturizeze mai repede. Băieții însă se maturizează mai târziu. Imaginați-vă că un băiat la 12 ani, nu doar din punct de vedere sexual, nu este pregătit să se căsătorească, dar el nu-i pregătit din niciun punct de vedere. Un băiat la 12 ani încă se joacă cu mașinuțe. Băieții se maturizează mai târziu. Riscul ca ei să se maturizeze foarte târziu e mare. Pericolul de a nu se maturiza niciodată rămâne un pericol real. Așa se face că maturizarea bărbaților este o mare provocare, iar imaturitatea lor se constituie într-un mare risc. Dumneavoastră care aveți prieteni, cunoscuți, rude, familie extinsă, ați auzit că uneori soțiile se plânge de soț că e copilăros. Asta este imaturitatea. E copilăros în sensul că este nevoie ca ea să-i spună să facă anumite lucruri pe care la vârsta lui ar trebui să și le asume. Dacă ea îți spune ce să faci, ea este mama ta. Dacă ea îți spune ce să faci, ea este soțul tău, șeful tău. Dacă ea îți spune ce să faci, înseamnă că ea e matură și tu nu ești. Cum poate un bărbat să fie capul familiei lui dacă soția îi spune ce să facă? Și aduce aminte, mai du-te și tu la lucru, mai du și tu gunoiul, mai ajută-mă și pe mine, mai îngrijește-te de copilul ăla că plânge de 2 ore. Maturitatea te face responsabil de lucrurile în contextul în care te afli. Familia ta, nevoile familiei, problemele personale, problemele membrilor familiei. De aceea socotesc că maturizarea e o mai mare problemă la băieți decât la fete, la bărbați decât la femei. Rar vezi o femeie imatură. În general, ele sunt foarte responsabile. Asta nu înseamnă că responsabilitatea este singura virtute pe care trebuie să o aibă un om. Dar dacă vorbim despre maturitate, sub 20 de ani, întotdeauna fetele sunt mai mature decât băieții. Sigur că băieții se maturizează și, în general, sunt două evenimente care concură la maturizarea băieților. Primul este munca, adică să se apuce de muncă, să aibă o carieră, să-și ia un job. Și al doilea este căsătoria. Căsătoria accelerează mult mai mult decât serviciu, decât jobul, decât munca, maturizarea unui băiat, a unui bărbat, pentru că femeia, soția lui, este o persoană care apare în viața lui și stoarce orice urmă de resursă din viața unui bărbat. Atunci când vorbim despre responsabilitatea soților, responsabilitatea de a iubi, aș vrea să ne uităm un pic în 1 Petru capitolul 3 și să desprindem din acest pasaj în care 7 versete vorbesc despre căsătorie. Primele 6 se adresează femeilor și ultimul, cu numărul 7, se adresează bărbaților. Și de aici se vede complexitatea vieții unei femei și simplitatea vieții unui bărbat. Din 7 versete, 6 sunt dedicate femeilor și 1 este dedicat bărbaților. Haideți să ne uităm un pic peste ele și considerăm faptul că e unul dintre pasajele complexe care vorbesc despre relația soț-soție și despre distribuirea, manifestarea iubirii și a respectului, ne face bine să ne uităm un pic la acest pasaj.
Uitați-vă, vă rog, la folosirea înțelepciunii. Purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre. Aș vrea să vă întreb pe toți soții, ce înțelegeți în mod practic să te porți cu înțelepciune cu nevasta? Dar în mod practic, ce înseamnă să te porți cu înțelepciune cu nevasta? Dumneavoastră personal, ce părere aveți? Dacă un necredincios ar veni la dumneavoastră și ar spune, bună ziua, știu că ești pocăit, uite, am citit în Biblie că Dumnezeu îmi cere să mă porc cu înțelepciune, eu nu înțeleg nimic, te rog frumos, explică-mi cam ce înseamnă într-o manieră foarte concretă și foarte practică să mă porc cu înțelepciune cu soția mea. Ce ați răspunde? Noul Testament, pe înțelesul tuturor, traduce puțin diferit. Trebuie să aveți grijă de soțiile voastre. Trebuie să manifestați grijă față de soțiile voastre. Nu vreau să pun în concurență cele două traduceri, ci vreau să aduc un plus de interpretare, lărgind orizontul traducerii sau interpretării acestui verset. Vedeți, este o responsabilitate a noastră să ne purtăm cu grijă, cu înțelepciune față de soțiile noastre. Este ușor să ne purtăm așa? Nu. Nu este ușor. Cum este ușor? Ușor este să ne purtăm cu indiferență. Dar e o poruncă a lui Dumnezeu. Dumnezeu care spune să nu minți, să nu furi, să nu curvești, tot El spune încă un lucru, raportează-te la soția ta cu înțelepciune, cu grijă, cu interes. Un al doilea lucru pe care îl spune Petru, dați cinste femeii ca unui vas mai slab. Ce înseamnă să-i dai cinste? În mod practic, cam ce ar însemna treaba asta? Noul Testament, pe înțelesul tuturor, spune, acordați-le înțelegere cum se cuvine unui vas mai slab. Adică raportați-vă la sensibilitatea, la finețea, la delicatețea unei femei, cu interesul unui soț, adică a unui bărbat pe care el l-a primit în viața ei, pentru restul vieții. Să știți că lucrurile acestea sunt mai profunde decât credem noi la o simplă citire. Atunci când un bărbat ca mine sau ca dumneata simte responsabilitatea să se pună în acord cu voia lui Dumnezeu și să devină un cap de familie, nu doar la nivelul de a ți se părea că meriți respectat, ci la nivelul la care să devii responsabil de soție, de familie și asta în manieră biblică, atunci să știți că bărbatul acesta are foarte mult de lucru. Nu este ușor să te porți cu înțelepciune cu nevasta. În primul rând că nu înțelegi. Un bărbat nu poate să înțeleagă o femeie. Între bărbați și femeie există o diferență foarte mare. Diferența este complexă. Dar pentru că bărbații nu sunt niciodată femei. El nu înțelege cum este o femeie, nu înțelege faptul că ea este o ființă emoțională. Spuneam aseară și repet în dimineața asta că ne concentrăm mai mult pe noi, nu pe copiii noștri, și pe rolul nostru de soți, nu de părinți, că un bărbat gândește cu partea din stânga a creierului și acolo sunt centri de logică și de orientare în spațiu. De aceea întotdeauna un bărbat știe unde e nordul și o femeie nu știe. Dacă nu vă supărați când îndrăznesc să spun asta. Bărbații au orientare în spațiu. Dumnezeu i-a creat cu un GPS în mintea lor în afara casei, pentru că ei sunt vânătorii, conducătorii, oamenii care aduc hrană din exterior. În general, femeia a fost creată pentru ca să se ocupe de familie, de lucrurile familiei, de copii, de viață. De aceea, ea gândește cu partea dreaptă a creierului, acolo unde sunt centri de emoție. Femeile sunt ființe emoționale. Femeile, în timp ce gândesc, simt. Noi, în timp ce simțim, gândim. Manifestarea centrală a unui bărbat e logica, e cognitivitatea. În timp ce manifestarea principală a unei femei este simțirea, este emoția. Întotdeauna o femeie vede viața prin prisma emoțiilor ei. Întotdeauna bărbatul vede viața prin prisma logicii lui. Dacă un bărbat vorbește, el vorbește foarte sumar, foarte puțin, pentru că el transmite idei. O idee se transmite într-o afirmație, două sau trei. O femeie transmite trăiri interioare, emoționale. Ori din asta poți să scrii o carte, un articol.
femeile sunt extrem de diferite. Eu personal am avut o mare neștiință și încă o am, ca să pot înțelege cum poți să trăiești lângă o femeie și să o faci fericită. Nu că îi aduci haine și bani. Asta nici nu se discută. Eu mă refer la starea ei sufletească, la fericirea interioară, la să se simtă iubită și apreciată. Atunci când vorbim despre a-ți iubi soția, asta nu înseamnă relația intimă. Când vorbim despre relația intimă, dacă va fi să vorbim, dar cred că nu o să vorbim, că nu cred că e necesar, pentru un bărbat, relația intimă înseamnă partea ei fizică. Pentru o femeie, relația intimă înseamnă partea ei spirituală, partea ei emoțională. De aceea există un preludiu, dar preludiu întotdeauna e un dar pentru soție, nu este o nevoie pentru un bărbat. Bărbatul nu are nevoie nici de preludiu, nici de postludiu. Acum, nu vreau să intru în detalii, noi suntem oameni cu experiența căsătoriei și n-am venit eu acum să fac teologia actului intim, dar totuși suntem bărbați mai tineri și mai în vârstă și aș vrea să spun doar două, trei cuvinte. În general, nu obișnuiesc să vorbesc despre lucrurile astea. Atunci când vorbim despre relația intimă, vorbim despre un timp în care are loc actul intim. Însă bărbatul se stimulează prin vedere. El când vede, să zicem e seară, te duci în dormitor să te culci, soția se îmbracă sumar așa cum se îmbracă ea când doarme și dintr-o dată ochiul unui bărbat care este stimulat prin ceea ce vede, la el se trezește instantaneu dorința de actul intim. În timp ce la femeie nu. Pentru că femeia nu e stimulată prin vedere. Chimia din capul ei, neurotransmițătorii ăștia pe care îi fabrică corpul uman, capul, acești neurotransmițători care fac parte din sistemul endocrin al unei ființe, adică sistemul hormonal, sistemul hormonal la un bărbat e foarte simplu. Simplu de tot. La o femeie este extrem, extrem, extrem de complex. Uitați-vă câte persoane au probleme cu tiroida de gen masculin și câte au de gen feminin. Uitați-vă câte probleme hormonale au un bărbat, aproape niciodată și deloc, și uitați-vă la câte probleme hormonale are o femeie. Păi, au atâtea probleme hormonale pentru că hormonii lor sunt, sistemul lor hormonal este foarte, foarte, foarte complex, e ca o mașină cu 1000 de senzori și întotdeauna un senzor e problemă cu el, nu funcționează. Ei bine, o femeie este stimulată prin atingere. Și acum fac o paranteză, deși nu suntem în cadrul unei conferințe de tineri, să vă spun că abstinența unui băiat în calitate de prieten sau logodnic să-și atingă fata cu care e prieten sau logodit vine din faptul că atunci când un băiat, un bărbat, un soț își atinge soția, el o atinge, o mângâie pentru ca să o pregătească pentru actul intim. El e pregătit prin vedere. De aceea Biblia spune în Matei, în capitolul 5, versetul 28, dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească, nicăieri nu se spune dacă cineva se uită la un bărbat ca să-l poftească. Întotdeauna intimitatea nu este inițiată de femei, pentru că femeile nu au sistemul necesar ca să se autostimuleze prin vedere și la rândul lor să inițieze o relație cu un băiat. Bărbatul inițiază prietenia, logodna, căsătoria și actul intim. Pentru că el e stimulat instantaneu prin vedere. El nu are nevoie de niciun ajutor. El vede și peste o secundă e pregătit de actul intim. El problema asta nu are doar în dormitor cu nevasta, el o are și pe stradă cu orice femeie pe care o vede. Asta spune Biblia când spune dacă cineva se uită la o femeie, nu la nevastă, sau la orice femeie de pe fața pământului. Asta este cea mai mare problemă a bărbaților, gestionarea propriei lor sexualități. Numai gândiți-vă, dragi și surori, frați și surori, dacă un bărbat se uite la o femeie ca să o poftească, a și curvit cu ea, curvești în timp ce ești îmbrăcat și încheiat la haină, curvești în timp ce stai cu mâinile în buzunar și ești pe trotuarul celălalt, curvești în timp ce ești în adunare și te uiți la fata care vine să recite sau să cânte, nu ca la o soră în Hristos, ci ca la un obiect sexual. Cât de greu e pentru un bărbat să vadă o fată îmbrăcată insinuant și să nu o poftească? A vedea nu-i păcat, dar a pofti e păcat. Iar păcatul acesta este asociat cu curvia. Sunt în Matei capitolul 5 8 amendamente care amendează Vechiul Testament
Și unul dintre ele este legat de, în Vechiul Testament, dacă te culcai cu o femeie, se numea adulter. În Noul Testament, dacă poftești o femeie văzând-o, se numește adulter. Cât de ușor este pentru un bărbat să comită adulter astăzi? Cât de matur trebuie să fie un bărbat în societatea de astăzi, unde femeile se îmbracă cum se îmbracă? Asta este o problemă foarte, foarte complicată și, în general, femeile nu pot înțelege, pentru că nu pot experimenta. Nu poți înțelege ce nu experimentezi. Să se ridice un bărbat și să spună cum e să naști. Eu nu mă refer la mecanismul de a naște, pentru că copilul e în burtă și iese afară, simplu. Dar eu mă refer la experiența de a naște, pentru că bărbații nu au niciodată experiența asta, ei înțeleg logic, ce înțeleg logic? Aproape nimic. O experiență pe care nu o ai, nu o poți înțelege. Cea mai săracă înțelegere este înțelegerea logică, cea pe care noi o folosim acum, eu vorbesc și dumneavoastră mă ascultați. Asta este cea mai săracă formă de înțelegere. Cea mai profundă formă de înțelegere este experiența. Fac o paranteză ca să vă spun lucrul ăsta. Uitați-vă în 2 Petru capitolul 1, unde Petru începe să vorbească despre scara lui Petru, cea cu 7 trepte, acolo unde vorbește: uniți cu credința voastră fapta și cu fapta cunoștința și cu cunoștința până la dragostea de frați și dragostea de oameni. Priviți, vă rog, că a face înainte la a ști. Cunoștința e după fapt. Adică tu faci, dar nu știi ce faci. Și după ce faci, înțelegi ce ai făcut. Adică din experiența umblării cu Dumnezeu, îl cunoști pe Dumnezeu. Cunoști despre Dumnezeu citind Biblia și îl cunoști pe Dumnezeu umblând cu El. Dar Biblia numește cunoaștere nu prin citirea Bibliei, ci prin experimentarea lui Dumnezeu în timp ce îți trăiești viața spirituală de credință umblând cu Dumnezeu. Într-un fel o cunoști pe fată când o alegi să-ți fie logodnică și soție și într-un alt fel o cunoști pe ea după ce trăiești cu ea, faci copii cu ea, îi crești cu ea. Prima oară ai cunoscut despre ea, după aceea o cunoști pe ea pentru că o experimentezi pe ea și ea pe tine. Observați, vă rog, că iubirea are manifestări biblice. Bărbații numesc iubire în mod deosebit relația intimă, pentru că ei sunt specialiști la chestia asta. Cele mai mari drame ale istoriei, cele mai mari suferințe, cele mai mari despărțiri și crize din relațiile dintre oameni pornesc de la această particularitate a bărbatului. Pentru el intimitatea înseamnă act intim, care durează câteva minute. Însă pentru o femeie lucrul ăsta este cel mai mult pe locul 2. Niciodată nu-i pe locul 1. Nu vorbesc despre cazuri excentrice și de excepție, nu mă pricep la lucrurile astea, dar eu vorbesc despre regula vieții, despre oameni normali. Sigur că sunt tot felul de excepții, dar nu vorbesc despre asta. Pentru o femeie, relația intimă pe care este prioritară pentru un bărbat nu este la fel de prioritară pentru o femeie. Ca să ajungi la trupul unei femei, trebuie să treci prin sufletul ei. Întotdeauna o femeie are altă percepție asupra relației intime decât bărbații. Dar pentru că noi nu suntem femei, noi nu știm cum este asta. Noi niciodată nu vom gândi ca o femeie, că nu suntem femei. Noi suntem bărbați și gândim ca niște bărbați. Avem o minte logică și nu putem să gândim niciodată altfel. Vorbind despre iubirea soției, mai spunem și faptul că Dumnezeu îl constrânge pe bărbat să se poarte cu înțelepciune, dând cinste femeii, prin faptul că dacă nu face asta, nu-i mai ascultă rugăciunea. Asta este printre singurele amenzi pe care Dumnezeu le dă bărbatului dacă nu-și iubește nevasta. Dar nu există nicio amendă pentru femeie. Uitați ce spune Scriptura. Ca să nu vă fie împiedicate rugăciunile. Dacă un bărbat nu se poartă cu înțelepciune cu soția lui și nu-și cinstește nevasta ca manifestări ale iubirii, iubirea nu e un sentiment, domnilor, fraților. Iubirea este o alegere. Sunt bărbați care divorțează că nu mai simt nimic pentru nevasta lor. Nici eu nu simt nimic. Dumneavoastră faceți diferența între îndrăgostire, care este o emoție,
și care există în perioada prieteniei și a logodnei, până se consumă actul intim, luna de miere. Ei, după luna de miere nu mai există emoție. Acum vorbesc foarte tehnic și foarte radical, adică foarte general, fără să intru în detalii. Dacă intru în detalii, lucrurile devin puțin complexe, dar scopul meu nu este ăsta. Când cineva se îndrăgostește de o fată, nu alege să se îndrăgostească. E un sentiment orb care pur și simplu se bazează pe percepție și pe chimie. Uneori te îndrăgostești de o fată rea și numai pur și simplu nebunești după ea și mama și păstorul și rudele îți spun: bă, dar uite ce trecut are asta, s-a culcat deja cu doi băieți. Și ești atras în chimic pentru ea, deși cu mintea știi că e o fată rea, dar întotdeauna când te îndrăgostești, emoția e atât de puternică încât devine superioară rațiunii. Ei, această îndrăgostire, băiatul și fata crede că va rămâne restul vieții în familia lor. Păi ar fi extraordinar, n-ar mai exista niciodată un divorț dacă ar fi așa. Dar știți ce este îndrăgostirea aceasta din perioada de prietenie și de logodnă? Este o acțiune hormonală. Noi avem un hormon care se declanșează pentru perpetuarea speciei. Hormonul ăsta, acțiunea acestui hormon, ne împinge în căsătorie, că altfel nu ne-am căsătorit niciodată. N-am mai face copii, s-ar termina lumea cu noi. Dar acest hormon, după ce se consumă actul intim, el se retrage, cum se retrage hormonul de creștere, că altfel am ieșit prin tavan. Am crește fără măsură, ca brazii. La mine s-a oprit mai repede decât la alții, e adevărat. Nu știu de ce, dar a fost ceva problemă acolo. Ei, hormonul acesta de îndrăgostire se oprește și nu mai secretă neurotransmițătorii ăștia care produc plăcere și pasiunea aceea irezistibilă. Ei, după aceasta, soțul și soția, soțul nu mai simte nimic. Când spun nu mai simte nimic, vorbesc foarte general. Foarte general. Ei, din momentul ăla el trebuie să-și iubească soția ca alegere. Nu mai este împins de o emoție ca în prietenie, de i-ar dea o călcâiele. Acum a văzut-o, o cunoaște, o știe, a explorat tot ce înseamnă soția lui din cap până în picioare, nu mai e curios. Știe cum arată toate lucrurile, acum rămâne dragostea ca alegere. Pur și simplu dragostea ca alegere. Am să vă dau un exemplu ce înseamnă dragoste ca alegere. Hristos ne spune: iubiți-vă dușmanii. Câți dintre noi simțim să ne iubim dușmani? Dacă suntem sinceri, simțim altceva, nu să iubim. Dar Biblia ne spune: iubiți-vă dușmanii. Dumneavoastră, cum vă imaginați că eu îmi pot iubi dușmanul? Aleg să-l iubesc. Adică ce înseamnă aleg să-l iubesc? Aleg să-i fac bine. Aleg să-i fac bine. Pot să aleg să-i fac bine? Da. Simt să-i fac bine? Nu. Cum să simt să-i fac bine dușmanului meu când sentimentele mele sunt împotriva lui? Dar eu nu mă las condus de sentimente și mă las condus de minte, că mintea conduce om, nu sentimentele. Așa ar trebui să fie. Ei, Dumnezeu ne spune să ne iubim soțiile exact cum ne spune să ne iubim dușmanii. Nu trebuie să simți nimic, deși simți. Repet, nu vreau să intru în detalii și merg radical la extremă, spunând că nu simți nimic. Ok, dacă nu simți nimic, uite ce trebuie să faci. În timp ce nu simți nimic și te duci acasă, te oprești la florărie, alegi să te oprești la florărie, alegi să cumperi un buchet de flori, alegi să cumperi și o felicitare, te oprești undeva într-o parcare și îi scrii trei cuvinte frumoase: îți mulțumesc frumos că ești soția mea, îți mulțumesc frumos că ai grijă de mine, că împreună avem un copil sau doi. Îți mulțumesc frumos că mă ajuți, mă susții, mă încurajezi. Îți mulțumesc frumos pentru toate lucrurile, ești prințesa mea și așa mai departe. Poate pui și ceva de buzunar acolo dacă vrei să pui, dacă nu pui, nu pui. Și te duci acasă, îi dai florile astea, îi dai cardul ăla, o pupi, îi spui un gest de iubire pentru tine că tu ești regina mea. Și după aceea să vezi ce se întâmplă până seara. Ce va înțelege ea din gestul ăsta în care tu nu simți nimic? Ea va înțelege că o iubești. Ea nu are un aparat de măsura sentimentele să vadă că sunt sau nu sunt. Pe ea nu interesează treaba asta. Ea măsoară iubirea din gesturile pe care le faci. Te porți cu înțelepciune dacă faci așa? Te porți. Cum te porți dacă nu faci așa? O cinstești dacă faci așa, o cinstești, da, dacă nu-i duci nimic, o cinstești? Nu trebuie să simți nimic, dragul meu. Iubirea e o alegere. Gândește-te tot timpul ce ai putea să faci
ca să-i fie bine, să se bucure, ca să-ți manifesti dragostea față de ea. Nu trebuie să simți absolut nimic, trebuie doar să alegi. Dragostea este o alegere care se manifestă emoțional. Dacă am ști treaba asta, dacă ne-am pune chestia asta în cap, ne-am simți responsabili, permiteți-mi să vă spun exemplul meu, deși nu-mi stă frumos să fac asta, nu vreau să mă lau că nu prea am cu ce. Eu am foarte multe lucruri de schimbat în viața mea, dar după ce am făcut o grămadă de gafe în cei 39 de ani de când sunt căsătorit cu Carmen, odată, de fapt nu odată, cred că de două ori am uitat că e ziua ei, și am mai uitat și alte lucruri foarte importante. Pentru noi bărbații asta e aproape egal cu zero. Dacă Carmen nu-mi spune la mulți ani de ziua mea, nici nu mi-aduc aminte că e ziua mea. Pe mine nu mă interesează. Eu n-am nevoie să-mi serbeze cineva ziua. Nu mă interesează absolut deloc. E 0.0 important. Dar pentru ea e un miliard, punctul miliard, punctul miliard important. Și imaginați-vă cum s-a simțit și cam ce-am pățit eu când a fost ziua ei și eu am uitat. Și nu odată, că n-a fost suficient odată. Am aflat cu mai mulți ani în urmă că îi plac orhideele. Dar mi-a spus ea, uite, zice, hai să-ți spun. Tu tot mai mi-aduci din când în când trandafiri, nu mai mi-aduce trandafiri că sunt scumpi și se trec repede, se vestejesc imediat și adu-mi orhidee. Bine, am aflat și ea orhidee. Și dacă vă interesează, la Home Depot sunt cele mai faine și cele mai ieftine. Ciudat că sunt orhidei acolo, dar sunt orhidei acolo. Eu de acolo cumpăr. Asta, dacă îi pui gheață la rădăcină, poate să țină și câteva luni până la o jumătate de an. Așa că e o chestie foarte, foarte economică. Bărbații sunt foarte economi, mai ales cu privire la ce fac pentru alții. Cu privire la ce fac pentru ei, nu sunt așa de econom. Dacă își cumpără o mașină, nu o să-și cumpere niciodată un Chevrolet Malibu. Nu, lor nu le trebuie astfel de mașini. Ei își cumpără așa, din alea mari, foarte mari, să facă zgomot, să fie impunătoare. A, în sfârșit, să nu spunem prea multe lucruri de genul ăsta. Și mă uit la floarea aia de pe countertop și când văd că nu mai are boboci, asta înseamnă că florile actuale într-un viitor apropiat o să cadă. Și mă duc la Home Depot și mai cumpăr o floare din asta. În general, cea mai scumpă cred că este $36, cea mai scumpă, așa foarte împăunat, așa cu multe ramuri și cu multe flori. Dacă îi cumpăr floarea asta o dată la o lună, la două, la trei și îi pun acolo un card, ea zice că îi scriu cuvințele. Mie mi se pare un lucru așa de mic, de simplu, de ieftin, de neînsemnat, să-i transmit soției mele mesajul că îi validez calitatea de soție, îi confirm tot ce face ea pentru mine, pentru casa noastră, pentru familia noastră, și dacă ea înțelege că eu o iubesc din treaba asta, pentru mine este foarte simplu să fac lucrul ăsta. Exact cum țin minte să mă duc duminică dimineața la biserică și aleg. Simțiți întotdeauna duminică dimineața să vă duceți la biserică? Chiar în fiecare duminică dimineața simțiți? Ok, aleluia. E cineva aici care îndrăznește să spună că uneori nu simte? Să nu recunoașteți că în afară de mine mai vă văd și alții și e periculos. Frații mei dragi, ascultați-mă, nu putem să ne conducem viața după instincte și după ce simțim. Noi suntem credincioși, nu simțitori. Noi trebuie să mergem prin credință, nu prin simțire. E bine dacă simțim să facem anumite lucruri, că asta ne ajută. Dar pentru lucrurile bune, în general, nu simțim. Simțim să facem alte lucruri față de care trebuie să ne înfrânăm, să punem piciorul pe frână. Înfrânare înseamnă că refuzăm, alegem să nu facem anumite lucruri spre care ne simțim atrași. Probabil că sunt dintre noi oameni care simt că le-ar place să fumeze, să consume alcool, le-ar place să meargă undeva și să facă anumite lucruri, dar ei aleg să refuze și se înfrânează pe ei. Nu-și oferă ceea ce le-ar place, carnea. Noi suntem doi oameni într-un om. Știți că suntem făcuți cu degetele mai complicate, trebuie să am grijă. Noi suntem duh, suflet și trup. Duhul este... am undeva o poză, dar nu mai o caut acum, să o pun pe screen. Imaginați-vă
Imaginați-vă un punct, permiteți-mi să fac asta, imaginați-vă un punct, ăsta este Duhul. Imaginați-vă un cerc în jurul lui, ăsta este sufletul. Și imaginați-vă un cerc și mai mare și ăsta este trupul, trupul, ambalajul ăsta. Întotdeauna Dumnezeu relaționează cu Duhul omului. Dumnezeu niciodată nu relaționează cu trupul și nu relaționează cu sufletul. Duh, Duh, suflet și trup. Astea sunt cele trei zone. Dumnezeu relaționează întotdeauna cu Duhul. Dacă e o vedenie, e o prorocie, e o descoperire, întotdeauna este de la Duhul Sfânt cu D mare în Duhul omului cu D mic. Diavolul, de cealaltă parte, el întotdeauna relaționează cu trupul. Asta este poarta lui de intrare în om. Aici sunt instinctele primare, aici sunt poftele. Și Dumnezeu care intră prin Duh și diavolul care intră prin trup, ambii vor să ajungă în suflet. Suflet înseamnă sentimente, rațiune și voință. Ăsta este sediul personalității umane. Pocăința unui om se vede în sentimente pocăite, în rațiune pocăită și în voință pocăită. Păcătoșenia unui om se vede în sentimente păcătoase, în gândire păcătoasă și în voință păcătoasă. Un om este sfânt sau păcătos când sentimentele sunt sfinte sau păcătoase. Când rațiunea, gândirea, sistemul de judecată, discernământul este sfânt sau păcătos. Dumnezeu intră prin Duh, prin punctul ăla din mijloc și vrea să ajungă în suflet ca să sfințească toată afectivitatea noastră și toată cognitivitatea noastră. Diavolul intră prin corp, prin trup și vrea și el să păcătoșeze toată afectivitatea noastră și toată cognitivitatea noastră. Asta este totul. Noi avem un om înăuntru care este spiritual, care se dezvoltă prin hrănire și avem un corp, ambalajul acesta, care și el se dezvoltă prin hrănire. Uită-te la pornografie și apoi du-te să te rogi și o să vezi că nu funcționează. Uită-te la un film murdar sau cu violență și du-te să te rogi și o să vezi că nu-ți prea vin cuvintele. Dar stai într-o zi în post, întâlnește-te cu cineva și vorbește din Scriptură, ai un studiu biblic și o să vezi ce bine merge rugăciunea după aceea. Acești doi oameni, cel exterior biologic, ambalajul, și cel interior spiritual, conținutul, sunt totdeauna în conflict. Pe care îl hrănești mai mult, ăla va avea mai multă autoritate și forță, energie și dinamism și îl va domina pe celălalt. Dacă îți hrănești omul din afară, ăsta se va impune și îl va domina pe omul din interior, care nehrănit fiind, va fi foarte leșinat, foarte lovit în aripă, foarte fără vlagă. Aproape că asta e totul, dacă privim lucrurile foarte simplist. Plecasem de la faptul că Dumnezeu împiedică rugăciunile. Vi s-a întâmplat vreodată să veniți la adunare după ce soția a rămas supărată acasă? Nu, nu ziceți nimic. Țineți minte că niciodată nu trebuie să ziceți nimic. Eu vreau numai ca dumneavoastră să gândiți. Pe mine nu mă interesează viața dumneavoastră. Adică nu vreau să recunoașteți dacă e da sau nu, că nu, eu nu sunt Dumnezeu. Asta e treaba dumneavoastră cu Dumnezeu. Vi s-a întâmplat vreodată lucrul acesta? Vi s-a întâmplat de multe ori, nu odată. V-ați rugat atunci când ați venit la biserică? Da. Și vă întreb, cine v-a ascultat? Vreți să vă spun adevărul? Nimeni. Nimeni. Dacă Dumnezeu e drept și se ține de cuvânt, atunci nu v-a ascultat. Sau nu ne-a ascultat, ca să fiu corect în vorbire. Nu ne-a ascultat. Când ne purtăm fără înțelepciune și fără intenția conștientă și voluntară să ne cinstim soțiile, Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunile, pentru că asta este o amendă pe care ne-o dă pentru faptul că trecem peste linia continuă și peste speed. Sunt multe lucruri de spus atunci când vorbim despre iubirea soției.
În general, când se predică în biserică despre iubirea soției, nu prea să spun lucrurile astea pentru că sunt greu de spus. Aici noi suntem adunați într-un cadru în care sunt doar familii și scopul este să avem un seminar despre problema asta și ne simțim confortabil să vorbim aici pentru că nu sunt persoane care nu au legătură cu subiectul ăsta și am venit în mod convențional să vorbim despre lucrurile astea, așa că ne simțim confortabil să vorbim despre ele. Haideți să mergem un pic mai departe și să vorbim despre un alt lucru. Nu țineți necaz pe soțiile voastre. Coloseni, capitolul 3, versetul 19. Nu țineți necaz pe ele. Ați găsit undeva soțiilor, nu țineți necaz pe soții voștri? Nu este scris în Biblie. Dar de ce scrie bărbaților să nu țină necaz pe surori? Fac femeile ceva în mod repetat? Au ele o slăbiciune încât dacă ai avea motiv să fii supărate pe ele? Păi da, altceva nu poți înțelege decât atât. Și de ce să nu ține caz pe ele? Probabil că spun lucruri care te enervează și trebuie pur și simplu să neglijezi ceea ce simți și să treci peste. Biblia spune, nu țineți necaz pe ele, adică nu duceți treaba asta mai încolo. E ok, ea e un vas mai slab. Ăsta e al treilea lucru pe care îl cere Scriptura. Câți dintre noi ca soți trăim ca bărbați, ca soți, nu ca bărbați, ca soți, ținând cont de versetul ăsta? Eu vă recomand, dacă nu cumva o să uitați, săptămâna asta să încercați să practicați lucrul ăsta, să vedeți cât de greu. Știți în ce situație veți ajunge? Veți ajunge în situația să treceți dincolo de sentimentul de nemulțumire și de durere, lipsă de respect pe care soția vi-l dă. Nu v-a spus niciodată ceva de genul, tu niciodată nu mă... Niciodată, bă, fată? Tu ești serioasă? Cum niciodată? Niciodată, domnule, tu întotdeauna. Întotdeauna? Păi eu sunt criminal, cum întotdeauna? O zi întreagă ești ofilit. Și Dumnezeu spune, nu ține necaz pe ea. De ce? Pentru că e un vas mai slab, ea vorbește ușor, ea nu înțelege ce ai înțeles tu când spune niciodată. Asta este o expresie care vine din emoția ei. O emoție fluidă, n-are logică. Nu știu dacă vă place sau nu. De ce credeți că se repetă porunca iubirii? De ce Biblia îi spune soțului în mod direct iubește soția și niciodată nu îi spune bărbatului în mod direct iubește-ți nevasta? Eu m-am gândit la câteva lucruri, sunt sigur că nu sunt doar astea. Gândiți-vă împreună cu mine la treaba asta. Tendința de a fi stăpân. Să știți că bărbații au tendința de a fi stăpân. Puteți să recunoașteți împreună cu mine că sunt momente în viața noastră de relație de soț-soție când ne simțim amenințată pălăria? Adică una dintre marele frici ale bărbaților e nu cumva să-l țină nevasta sub papuc. Nu cumva. Ei au o foarte mare sensibilitate, bărbații, la treaba asta. De ce? Pentru că Biblia îi spune soției să-l respecte. De ce să-l respecte? Pentru că el e leul. Am să vă spun ceva ce probabil nu e ușor de auzit. Femeia are nevoie să fie iubită. Bărbații nu au nevoie să fie iubiți, stimate doamne. Să nu vă mai iubiți soții. Dar de ce râdeți? Eu vorbesc biblic. Să nu îi mai iubiți, să îi respectați. Biblia spune, respectă-ți bărbatul, nu iubește-ți bărbatul. Bărbatul îi spune, iubește-ți nevasta. Bărbatul nu are nevoie de iubire, bărbatul are nevoie să fie respectat, el e leul. El are nevoie să fie stimat. Asta îi dă aripi. Bărbatul e conducătorul, bărbatul e vânătorul. Un bărbat are nevoie să fie respectat. Tot ce faci în legătură cu el trebuie să îl respecte. Trebuie să îl validezi. Nici nu vă imaginați ce viață frumoasă ați avea
dacă ați face mai mult treaba asta. Faceți-o măcar de probă pentru o experiență. Notați-vă în telefon în fiecare dimineață, probabil pe la 8-9 dimineața, să vă aducă aminte telefonul, că trebuie să manifestați. Biblia când spune iubește-ți nevasta, fac o paranteză, spune manifestă iubire față de nevastă. Asta spune, manifestă iubire. Că toți avem iubire aici și dacă avem ce? Ce, noi suntem din sticlă să o vadă nevasta? Trebuie să o manifestăm. Ea este acolo, dar este inactivă, e potențială. Ea trebuie activată și se activează când o manifesti. Scoate-o, domne, din cutie. Dă-i cu ea pe la nas. Arată-o. Am vorbit serios când am spus că soții au nevoie să fie respectați. Sigur că limbajul este puțin excentric, dar trebuie să acceptați faptul că responsabilitatea numărul unu a unui soț este să-și iubească soția. Asta se referă la afectivitatea ei și la manifestarea iubirii. Dar aceeași Biblie spune, supune-te soțului tău, respectă soțul, validează soțul. Dacă este capul familiei, raportează-te la el în maniera asta. Haideți să ne uităm la două pasaje din Geneza, ca să înțelegeți ce vreau să spun când am zis că e tendința de a fi stăpân. Eu merg cam încet și timpul merge mai repede. Ok, o să mergem mai repede după ce terminăm treaba asta. Aveți Scriptura? Eu am avut, mulțumesc frumos, am și eu o Scriptură. Haideți să citim Geneza 1 cu 26. Mulțumesc frumos, frate Cosmin. Geneza 1 cu 26. A găsit cineva înainte de mine? Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră și el să stăpânească peste și spune toate lucrurile care sunt acolo în grădină. El să fie șeful lor. În grădină, la un moment dat, mai apare încă o ființă. Femeia. Știți cum s-a manifestat autoritatea lui Adam față de toate lucrurile pe care le stăpânea? Vă aduceți aminte cum s-a manifestat? Care a fost semnul fizic? Dreptul de a le pune nume. Peste toate ființele din grădină peste care el era stăpân, a avut dreptul legal să le pună nume. Păun, girafă, maimuță, crocodil, cal, măgar și așa mai departe. O singură ființă fără nume era în grădină, nevastă sa. El nu era stăpânul ei. N-avea stăpânire peste ea. Uitați-vă, vă rog, la următorul verset. Capitolul 2. Capitolul 3, versetul 16. Voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Dar înainte de păcatul ăsta a fost la fel? Nu, n-a fost la fel, atunci s-a mărit. Deci de la 1 l-a pus la 5. Suferința. Asta este o pedeapsă datorită păcatului adamic. Suferința femeii este dată la mare de Dumnezeu după ce ea a păcătuit în grădină. Și mai este încă o pedeapsă. Atenție! Dorințele tale vor depinde de bărbatul tău, iar el va stăpâni și peste tine, nu numai peste celelalte ființe din grădină. Supunerea femeii este o pedeapsă. Puteți să înțelegeți altceva? Nu puteți să înțelegeți altceva. Supunerea femeii este o pedeapsă, ca și suferința ei, ca și munca bărbatului cu transpirație. Astea sunt pedepse pe care Dumnezeu le-a dat în grădină. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Haideți să citim versetul 20. Atunci Adam i-a pus nume lui nevastă sa. Este un detaliu de o excelență grozavă. El a pus nume la toate persoane, la toate ființele pe care le stăpânea. Nu stăpânea pe Eva, dar atunci când a devenit stăpân peste ea, i-a pus nume.
Această autoritate a bărbatului poate să-l conducă la o manifestare de stăpânire. Din acest motiv, Dumnezeu îi spune bărbatului, iubește-ți soția. Poartă-te cu ea cu înțelepciune. Poartă-te cu ea cinstind-o. Îngrijește-te de nevoile ei. Dacă nu vei face asta, cu mine ai rupt legătura, eu nu-ți mai ascult rugăciunile. Cum ar fi, câtă calitate aș avea eu ca soț dacă aș lua cel puțin ideea asta din dimineața asta și aș aduce-o în viața mea de astăzi înainte? Iubirea este o alegere, iar motivația pentru care să faci această alegere în mod constant este faptul că îți afectează relația cu Dumnezeu. Îți afectează relația cu Dumnezeu. Performanța căsătoriei să nu devină un trofeu. În general, bărbații trăiesc pentru performanță. Orice bărbat trăiește pentru performanță. Face o casă. Nu mai are liniște, nu mai are somn, la nimic nu se mai gândește decât la casa aceea. O termină, pur și simplu, casa aia rămâne în urmă, nu mai are nicio legătură cu ea. Vreți să vă spun ceva foarte neplăcut? La fel e și cu căsătoria. Un bărbat trăiește pentru performanță și după ce o performanță este realizată, el se mută la o altă performanță. Casă, mașină, împlinirea altor vise. El nu gândește distributiv ca femeia. Femeia gândește distributiv. Ea poate să-și împartă capacitatea cognitivă între mai multe priorități. Ea poate să audă copilul. Vă dau numai un exemplu ce mi s-a întâmplat mie. Am venit de afară, nu mai știu de unde am venit, am trecut prin bucătărie dining room și am intrat în living room și m-am urcat în dormitor și când am deschis ușa la dormitor, Carmen vorbea la telefon. Și cred că într-o secundă sau două a trecut Val Vârtești pe lângă mine și fugea în jos pe scări, fugea, se grăbea și în timpul ăla mi-a zis, tu n-ai mirosit nimic. N-am înțeles prea bine ce vrea să spună, dar imediat mi-am dat seama, era ceva pe foc care se ardea și s-a ars. Eu am trecut pe lângă tigaia la 2 metri, mai puțin de 2 metri. N-am mirosit nimic. Bărbații îmi stau rău de tot cu simțul ăsta. Cei mai mulți. Nu știu dacă l-au. Am glumit. Domnule, ea era în dormitor, numai ce am deschis ușa. Când a apucat fumul ăla să intre la ea în dormitor? Nu știu. Dar într-o fracțiune de secundă, domne, a mirosit. Eu am trecut pe lângă tigaia, am urcat pe scări, nu mi-a mirosit nimic. Și numai ce am deschis, domne, am încremenit când am putut să-mi dau seama ce finețe de nas și de miros, ce simț ascuțit, domnule, și din tot comunul. Ei, bărbații fac un singur lucru odată, în timp ce femeile pot face mai multe lucruri odată. Tot timpul îi aduc aminte lui Carmen că eu pot să fac un singur lucru odată. Când stau acasă și lucrez, stau acolo la masa mea și din 5 în 5 minute ea mă întreabă sau îmi spune ceva. Că ea stă un pic mai sus acolo, unde stă ea. Și ce se întâmplă dacă cu un bărbat face așa? Un bărbat face un singur lucru odată, se afundă în studiul lui, în ce face el și când ea mă strigă, eu ies de acolo. Și zic, ce ai zis? Ok, mai îmi zice o dată. Îi răspund, puțin ofensat, e adevărat, și intru din nou în groapa aia, în experiența mea acolo. Peste 5 minute iar mă scoate, mai mă întreabă ceva. Până la urmă îi spun, dar nu ne-am înțeles, scrieți pe o hârtie, pe o listă, 3, 4, 5, 10 lucruri și spune, vino, te rog frumos că vreau să vorbim. Mi le spui pe toate 10? Nu, dar tu ai putea să faci toată ziua așa. De ce faci așa? Ea nu poate să înțeleagă pentru că o femeie își lasă o parte din creier deschisă pentru comunicare. Un bărbat nu poate să facă treaba asta. Că el are mintea, pe toată o duce și o aduce. El nu poate fragmenta. El nu este distributiv ca femeile. În sfârșit o să trec peste detaliile astea pentru că nu avem mai mult timp ca să intrăm în... Am să mă opresc cu puțin să vorbesc despre ideea de imaturitate în câteva minute și facem o pauză.
sau cel mai bine este să facem o pauză acum. Înainte să ne oprim, unde este fratele care mi-a povestit cum se zice la sertar? Unde este? Acolo. Cum se zice la sertar în Moldova? Șufladă. Mai țineți minte că ieri vă spuneam, imaginați-vă un dulap. E foarte important să ținem minte treaba asta. Pe mine atât de mult m-a ajutat. M-a făcut să înțeleg lucruri care mă iritau. Imaginați-vă două dulapuri unul lângă altul. Unul are sertare și unul are uși. Ăla cu sertare, în fiecare sertar sunt lucruri diferite de obicei. Ăla care are uși, e o cutie așa deschisă. Ei bine, bărbații sunt în mintea lor structurați pe sertare. Noi avem un sertar cu biserica și când venim la biserică ne concentrăm 100% aici, dar nu ne mai aducem aminte de nimic din altă parte. Din acest motiv, de obicei, bărbații uită. Femeile nu prea uită pentru că ele sunt distributive. Bărbații nu. Bărbații din pricina asta uită. Pentru că ei 100% sunt pe un lucru și nu le mai rămâne nicio picătură să-și mai aducă aminte de că și-a uitat acolo, eu știu ce, uneori copilul chiar în cărucior. Dar când un bărbat are un conflict acasă, închide sertarul, că nu poate să aibă deschise două sertare niciodată, e condiție, și îl deschide pe ăla de biserică. Și vine la biserică foarte liniștit. Soția nu mai poate să vină liniștită la biserică pentru că ea nu poate să închide ce s-a întâmplat acasă. Pentru că la ea e o cutie unde toate sunt puse acolo, grămadă așa, unul peste altul. Uneori mai spun asta, deși sunt la limita să le supăr pe surori când spun asta, dar eu nu le spun ca să supăr, imaginați-vă că nu. Uitați-vă la agențiile pe care le avem noi și o să constatați că sunt făcute exact cum este mintea noastră. Cum e geanta mea? N-am geanta acum? Ba da, nu am cu mine. Gențile de bărbați au foarte multe compartimente, buzunărașe, fermoarașe, cu fermoar sau cu din ăla, țâc. La femeie, dați-mi o geantă de doamnă, deschideți o geantă de femeie să vedeți cum arată. Cum e înăuntru? Vă spun cum e geanta lui Carmen. Carmen are o geantă mai mare și e așa, o singură încăpere. Câteodată, dacă e mai mică, are și o despărțitură, dar aia pe care o poartă este una singură. Și când caută un lucru, le face așa pe toate, le învârte și se amestecă între ele, se leagă unul de altul. Eu mărturisesc că n-aș putea să am o astfel de geantă deloc. Eu de 30 de ani am batista în buzunarul ăsta. De 30 de ani. În viața mea n-am purtat batista în alt buzunar. E aici. Nu trebuie să o caut. Aici bag mâna, este... Aici am hârtie de șters ochelarii. Aici am bombonele pentru gură. Așa. Aici am pixurile. N-am pix la mine. Aici am pixurile. Și aici de obicei îmi pun telefonul. Asta e regulă, ca și cum m-ați întrebat unde ai capul. Nu poți să-l am decât pe umeri. Ei, un bărbat gândește în felul ăsta, gândește în stilul ăsta. Femeile nu sunt... În dulapul ăla care vă spuneam, e un fel de rețea de impulsuri nervoase sau emoționale, să nu sune, să nu înțelegeți altceva. Din acest motiv, ele nu au trecut. În dulapul ăla lor nu există trecut. La noi există trecut. Femeile nu au trecut. Vi s-a întâmplat vreodată să faceți un lucru și să spun așa, ai mai făcut și acum 20 de ani. Pentru ea, acum 20 de ani, e în același dulap. E netul ăsta legat acolo. De aceea femeile sunt istorice. Ele țin minte ce s-a întâmplat acum 20 de ani. Nu v-am spus treaba cu cafeaua. Când noi eram în România, discutam cu fratele George și cu fratele, cu gazda mea puțin mai devreme, nu exista cafea, era un fel de cafea, era nechezol, se spunea, o plantă din care făceau un fel de cafea. Și mai trimitea din America cineva care avea rude cât un pachet de cafea și dacă mergeai și beai din aia, parcă luai pe Dumnezeu de picior. Și cineva a avut milă de noi înainte de Ceaușescu, adică înainte de Revoluție, pe vremea lui Ceaușescu, evident. Cineva ne-a dat și nouă un pachet din ăla de cafea, un pachetel așa mai micuț. Și Carmen a spus,
Pe ăsta îl punem sus, într-un dulap, dacă vreodată mergem la doctor să deschidem ușa cu cafeaua. Ok. Am mers la biserică, a trecut ceva timp și o soră din adunare a făcut o criză la rinichi, eu am crezut că are epilepsie, nu știam la vremea aia că durerea de rinichi e una dintre cele mai ascuțite și dureroase. Pur și simplu se învârtea pe jos ca un copil de durere. A dus-o la doctor, acolo în orășelul nostru, în Giurgiu, sub București, pe malul Dunării, nu prea a băgat-o nimeni în seamă. Eu mi-am adus aminte de pachetelul de cafea. Am fugit acasă, m-am urcat pe un scaun, am luat pachetul, m-am dus la spital, l-am dat la doctor, doctorul a făcut-o sănătoasă, s-a dat acasă. Nu peste mult timp s-a îmbolnăvit un copil de-al nostru. Carmen s-a urcat pe scaun, a deschis dulapul gol. Zice, unde-i cafeaua? Păi zic, am dus-o la spital. Ai dus-o la spital? Când? Păi zic, cu sora Ioana atunci. Și mie nu mi-ai spus? Păi zic, nu ți-am spus. Dar de ce? Zic, am uitat. Ai uitat? Păi ce fel de tovarăși suntem noi dacă noi amândoi ne înțelegem un lucru și după aceea tu îl strici singur, fără să mă anunți? În sfârșit, a fost complicat. Ce credeți că se întâmplă de ună zi, nu știu, o jumătate de an în urmă, plus minus, 38 de ani în urmă, 38 de ani în urmă, s-a supărat că nu știu ce am făcut și nu i-am spus. A, că așa ai făcut și cu cafeaua. Vă mărturisesc că nu mi-am adus aminte despre cafea. Nu mi-am adus aminte, n-am făcut legătura. Dar zic, ce fel de cafea? Când mi-am dat seama că zice de cafeaua aia, bă, oameni, e ca și cum cineva mi-ar fi dat cu ceva tare în cap. Cum, domne, să ții tu minte după 38 de ani și ce legătură are cafeaua aia cu o chestiune după 38 de ani? Bă, omule, extraordinar. Pentru un bărbat e destul de complicat să înțeleagă fenomenul ăsta. E foarte complicat. Bărbații sunt punctuali, sunt logici, se concentrează pe treaba asta și ce am vrut să spun și închei, să avem o scurtă pauză, este faptul că atunci când soția înțelege că un bărbat are în sertarele alea și un sertar cu nimic, un sertar în care el intră la ședință cu el, deci vine vremea de morghi și nu are bani de morghici, el va intra acolo și va începe să se gândească, mă, de unde fac broz de bani de morghici? Atunci dacă e în mașină și conduce sau stă cu soția la masă și mai vorbesc, el se uită prin ea așa și ea zice, dar unde te gândești? El simte că se gândește la altceva. E, ăla e sertarul cu nimic la bărbați. Dacă vi se întâmplă să-l vedeți pe soțul în situația asta, să nu-l întrerupeți. Să vă ridicați discretă, să vă duceți să mai faceți ceva, să-l lăsați că mai mult de 5 minute, 10, o jumătate de zi nu stă acolo, iese și a rezolvat. Oricum, dacă îl deranjați, el iese și o să intre din nou, că banii de morghici nu se rezolvă decât... nu se rezolvă ușor. Ei, femeile nu au sertarul ăsta cu nimic. De aceea să nu vă așteptați să vă înțeleagă. Structura din creier pentru un bărbat este diferită de structura din creier pentru o femeie. Toată ideologia asta mizerabilă că noi ne naștem fără gen și genul este o chestiune aleasă, este împotriva științei și oamenii de știință din lumea asta și din țara asta cunosc adevărul, că este o chestiune nu descoperită ieri alaltăi. Vă puteți da seama cât de mare este impunerea oamenilor care conduc lumea, încât oamenii de știință nu se ridică să vorbească public împotriva lor. Am făcut un studiu biblic cu familiile de la noi de la biserică, m-am documentat și studiul biblic a fost să explic cum arată creierul unui bărbat și creierul unei femei și care sunt funcțiile din interiorul lui. Vă puteți imagina o mașină din câte piese componentă e făcută? Foarte multe. Și e pus împreună, asamblată. Așa e creierul unui om. Ei, să știți că în foarte multe spații din ansamblul ăsta al creierului, fiecare părticică are o responsabilitate anume. Sunt foarte, foarte multe diferențe unde într-un colț la un bărbat lucrul ăsta nu este la fel ca la o femeie. Pentru că o femeie este diferită de un bărbat, are o misiune diferită, e o ființă diferită și de cele mai multe ori în mintea, în capul ei, e o funcție care este diferită a bărbaților. Nu trebuie să ne supărăm dacă soția este mai vorbăreață sau soțul e mai tăcut, nu trebuie să ne supărăm dacă bărbatul este într-un fel și soțul în alta, în momentul în care înțelegem asta, înțelegem că este normal.
Astea nu trebuie să producă supărare, ci este vorba de o diferență specifică unui bărbat sau unei femei. Asta ne-ar scuti de multă ceartă, de multe gânduri negre pe care ni le facem, că nu mai mă iubește, că nu mă bagă în seamă, sau că e ca măsa vorbăreață și numai nevasta mea așa și că mă cicălește și de-abia aștept să mă duc la lucru să scap de ea. În loc să vin acasă, mai mă duc pe la Starbucks și mai pierd o oră ca să nu mă duc acasă să mai aud din nou vorbind. Toate lucrurile astea ne-ar ajuta mai bine să înțelegem fenomenul ăsta de lângă noi, numit femeie sau bărbat, și în felul ăsta am putea coabita mai ușor, ne-am putea adapta mai bine și am avea răspunsuri la întrebările care ne sâcâie de mult timp.